Văd întrebări, vă mulțumesc, domnul Juzdan. Este un proiect de lege util care va asigura mai multă eficiență instituțiilor statului în combaterea infracțiunilor informatice. Totodată sunt și discuții la acest subiect în societate. Este important să nu trecem, să nu depășim limita, dar totodată prin creșterea sancțiunilor și pedepselor pentru infracțiunile informatice creăm un instrument mai eficient pentru descurajare, mai ales descurajarea crimelor despre care ați vorbit, mai ales cele care vizează exploatarea sexuală a copiilor sau chiar fraudele informatice.